A crescut bilanțul deceselor cauzate de uraganul Ida în nord-estul Statelor Unite. Zeci de oameni și-au pierdut viața în cel puțin 6 state americane din cauza precipitațiilor, cu mult peste așteptări, urmate de inundații de amploare. Serviciile de intervenție continuă operațiunile de salvare, iar președintele american Joe Biden a deblocat fonduri pentru zonele cel mai puternic afectate. Autoritățile americane au revizuit numărul persoanelor decedate în urma inundațiilor provocate de uraganul Ida. 46 de oameni au murit, însă chiar și acest număr este doar provizoriu. În statul New Jersey, 23 de oameni s-au unecat în propriile mașini după ce străzile au fost inundate. Alți 13, printre care și un copil de 2 ani, au murit în New York după ce s-au adăpostit de inundații în beciuri. Decese au mai fost însă înregistrate și în statele Pennsylvania, Connecticut, Maryland și Virginia. În New York și New Jersey, operațiuni de salvare și de căutare sunt în plină desfășurare. Acestea sunt de altfel și cele mai afectate zone. New Jersey a avut parte chiar și de tornade. We keep all of the victims, both individuals, families, small businesses on Main Street. The world is changing, right? These storms are coming in more frequently. Președintele Joe Biden a deblocat fonduri federale pentru a ajuta autoritățile statelor New York și New Jersey, însă peste 20 de milioane de americani rămân sub avertisment de inundații din cauza pericolului umflării râurilor. Statele Unite au fost lovite de uraganul Ida pe parcursul weekendului trecut. Inițial, Ida a fost clasificat drept un uragan de gradul 4, însă el a pierdut din intensitate și în cele din urmă a fost reclasificat drept o furtună tropicală. Cu toate acestea, autoritățile din nord-estul Statelor Unite au fost luate prin surprindere de puterea furtunii, care a adus precipitații record. Oficialii americani au pus lipsa de pregătire pe seama meteorologilor, care nu i-ar fi avertizat din timp de pericole. La fel ca în anii trecuți, Statele Unite au parte de o nouă perioadă de vreme extremă, care cuprinde puternici incendii de vegetație în statele din vest, preponderent în California, și inundații și tornade în est.